În această vizită înscrieți un moment de mare sănătate în bojul istoriei noastre. E vorba de unitatea noastră de limbă și de credință strămoșească, așa cum spune Mihai Eminescu. Ne aflăm în fața altarului conștiinței naționale, în fața celui care rămâne nemuritor peste deacul, Sfântul Voievod Ștefan cel Mare. Simțămintele noastre întrec cuvintele, de aceea, în numele obștii epatiei noastre, în numele tuturor care simt românește și creștinește, vă mulțumim și vă rămânem îndatorați, pentru că în această vizită dați o pildă, mai ales tineretului, ca să-și iubească țara, credința strămoșească, limba și pe eroii neamului în frunte, cu mare Ștefan nemuritor. Vă mulțumim! Imediat cum am aflat de sosirea dumneavoastră aici la Ștefan, cum Maria să aștepta. Dedicată unui conducător de țară. Mai presus de tihna noastră, stă datoria sfântă, de apărăvința și de apărânarea țării noastre. Texte care vi se potrivesc deopotrivă. Și vă mulțumim pentru râvna și conștiința pe care o aveți. Cu același text, aceeași râvnă, aceeași conștiință.